Incendiul la spitalul de psihiatrie din orașul Codru. Aproximativ 70 de pacienți s-au ascuns la etajul 2 al secției în care erau internați. Au încuiat ușa de acces și au dat foc la saltelele de pe paturi, dar și la alte obiecte de mobilier. La fața locului au ajuns 7 echipaje ale pompierilor. Pentru a-i putea evacua pe pacienți a fost nevoie de intervenția mascaților de la Fulger. Asta deoarece, potrivit poliției, aceștia nu reacționau la indicațiile pe care le primeau. Pacienții s-au baricadat și au dat foc la mobilier. La fața locului, imediat, au intervenit grupa operativă a Inspectoratului de Poliție a Sectorului Centru, procurorul de sector, totodată fiind solicitat și colegii de la Inspectoratul General în situații de urgență, cât și de la Brigada de Poliție cu destinație specială Fulger, fiindcă pacienții dădeau dovadă de un comportament neadecvat. În secția în care a izbucnit incendiul sunt internați bolnavii cei mai periculoși. Edificiul în care sunt internați acești bolnavi se află la o distanță de aproximativ 3 km de blocul administrativ, iar locul este greu accesibil. De jur împrejur este un gard cu sârmă ghimpată, iar geamurile au gratii. Edificiul arată mai degrabă ca un penitenciar, iar acest lucru ne duce cu gândul la faptul că pacienții internați aici sunt periculoși pentru societate. Iurie Pavlov, vicedirector al spitalului, a refuzat să ne ofere detalii despre incendiu, dar și despre motivul care i-ar fi determinat pe pacienți să dea foc mobilierului și saltelelor. În baza urmului tien, am creat o comisie care va studia toate amănunțurile care au fost în secție C, toate circumstanțele ce s-au fost. Ancheta pe care noi nu trebuie să o prejudiceam, o duce atât cât angajații poliției, cât și angajații procuratorii generali. Unele instituții mass media au scris că bolnavii au recurs la asemenea gest, deoarece sunt nemulțumiți de condițiile proaste din spital. Administrația instituției medicale respinge aceste acuzații. Condițiile ca și în tot spitalul nostru sunt toate. Alimentația de 5 ori pe zi, o dată în săptămână, baie, duș, comisie internă, care să aprecieze tot. Condițiile și prejudiciul au fost. Potrivit ofițerului de presă al Poliției Capitalei, Natalia Stati, oamenii legii audiază acum pe toți pacienții care au fost implicați în acest incident pentru a stabili cauza incendiului. Și avocatul poporului, Ceslav Panco, s-a sesizat pe marginea situației care a avut loc la Spitalul Clinic de Psihiatrie din orașul Codru. Ombudsmanul a constituit o comisie specială formată din reprezentanți ai Consiliului pentru Prevenirea Torturii și ai ONG-urilor, iar ulterior vor veni cu un raport. Avocatul poporului mai spune că recent a primit o cerere colectivă din partea unui grup de pacienți ai spitalului și a efectuat o vizită inopinată acolo. Atunci au fost transmise mai multe recomandări către Ministerul Sănătății și conducerea Spitalului de Psihiatrie, care, potrivit ombudsmanului, nici până acum nu ar fi fost implementate. Am încercat să obținem o reacție de la reprezentanții Ministerului Sănătății, însă șefa serviciului de presă, Elena Mudri, nu ne-a răspuns la apeluri.